Prieteni, avem o misiune importantă. Diana, sper să redevenim prieteni cu colegii. Voi merge și le voi spune: colegi, vreți să fiți prieteni cu noi? Vrem să trăim în pace. Fetelor, vom merge acasă, ne vom schimba de haine și apoi vom face o înțelegere cu colegii noștri. Dar dacă colegii nu vor fi de acord, îi vom face să arate ca noi. Nu? Mhm. Dragilor, stați! Ați văzut asta? Se bat acolo. Poate nu e momentul potrivit pentru oferta noastră? Vai, ne-am îmbrăcat degeaba așa frumos? Numai să spună nu! Aha, că dacă o să spună nu, o să-i transformați în zombie și apoi ce? Voi rămâne singurul om normal de aici. Ok, bine, haideți să încercăm. Păpăreților! Ce caută aici palizii ăștia? Plecați, nu sunteți bineveniți aici! Voi ce căutați aici? Melef, să nu ne mai certăm, mergeți la casa voastră. Vai, majoritele zombii sunt așa ciudate. Știam că nu se vor bucura să ne vadă. Zips! Colegi, ascultați, am venit cu gânduri pașnice. Știm că suntem diferiți, dar vrem să fim prieteni cu voi. Da, vrem să stăm cu voi în fiecare seară. Să cântăm, să ne jucăm. Da, sunt de acord cu tot ce s-a zis. Eu nici nu arăt ca ei, semăn cu voi. Nu vreți să ne dați mașina înapoi? Ne-au furat mașina. Ați văzut cu ochii voștri, n-ar trebui să vă împrieteniți cu ei. Dacă vă veți calma, vă vom da mașina înapoi, zi-mi lui treabă. Ascultați, fotbaliștilor, nu avem nevoie de mașina voastră. Ne putem lua alta mult mai frumoasă. Nu mai veniți aici! Ba, eu nu înțeleg, zombii au venit aici cu pace să se împrietenească și ei sunt așa ursuzi. Să strigăm că noi suntem de acord. Ok. Noi susținem pacea și prietenia. Piți așa, îi spărăsiți duba. Ceea ce faceți voi se numește trădare. Ok, am înțeles. Nu vreți să fim prieteni. Unde sunt basketbaliștii și mascota? Knopă, crezi că ei vor vrea să fim prieteni? Vor fi împotriva noastră. Bine, colegi, vom pleca. Dar veți regreta că ați refuzat să vă împrieteniți cu noi. Noi am vrut să fim drăguți.